Doi tineri au decedat și alte două persoane se află în stare gravă la spital în urma unui grav accident rutier produs marți seara la Ungheni. La doar câteva zile de la intrarea în vigoare a Strategiei Naționale de Descentralizare, autoritățile din Drochia și Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională au semnat pentru următorii 4 ani un memorandum de înțelegere care va asigura asistență în procesul de descentralizare. Procurorii din Rezina au expediat în judecată dosarul penal privind vandalizarea și jefuirea sediului televiziunii Elita, care emite în 5 raioane ale țării. Tânărul învinuit de comiterea furtului și-a recunoscut însă parțial vina în fața instanței. Aleșii locali din raionul Cimișlia pregătesc instituțiile bugetare către sezonul rece, acum în luna lui cuptor. Asta după ce autoritățile au stabilit că nu toate primăriile au desemnat comisiile responsabile de pregătirea școlilor și grădinițelor pentru următorul sezon de iarnă. Doi tineri au decedat și alte două persoane se află în stare gravă la spital în urma unui accident rutier produs marți seara pe traseul Chișinău-Ungheni-Sculeni. Tragedia a avut loc în preajma localității Romanovca din raionul Ungheni. Șoferul, în vârstă de 18 ani, se deplasa cu viteză excesivă și, ieșind pe acostamentul umed, a pierdut controlul volanului. În rezultat, autoturismul s-a răsturnat. Potrivit poliției, șoferul primise permisul de conducere acum 17 zile. Conducătorul vehiculului Volkswagen Passat cu numărul GNX160, în vârstă de 18 ani, din cauza vitezei excesive, a pierdut controlul volanului, a derapat de pe traseu și s-a inversat. E de menționat faptul că conducătorul mijlocului de transport în cauză deținea permis de conducere numai de 17 zile. Deci, evident, lipsă de experiență. În urma accidentului rutier, 4 persoane au fost internate în spitalul raional Ungheni, 3 dintre acestea în stare gravă. Șoferul automobilului a decedat la spital la circa o oră de la producerea accidentului, iar unul dintre pasageri în jurul orelor 12 noaptea. În rezultatul accidentului rutier produs, conducătorul mijlocului transport, cum am spus, în vârstă de 18 ani, pasagerul acestuia, în vârstă de 24 de ani, au decedat la spital. Totodată, încă alții 2 pasageri în vârstă de 19 și 25 de ani se află în stare gravă, de asemenea, la Spitalul Raional Ungheni. De la începutul anului, pe teritoriul raionului Ungheni s-au produs 19 accidente rutiere. Autoritățile publice locale din raionul Drochia vor beneficia de asistență în 3 domenii prioritare pentru regiune: servicii publice, finanțele publice locale și eficiență energetică. Suportul va fi oferit în cadrul unui nou proiect pentru susținerea autorităților locale din Moldova al Agenției SUA pentru Dezvoltarea Internațională. La doar câteva zile de la intrarea în vigoare a Strategiei Naționale de Descentralizare, autoritățile publice locale din Drochia au semnat pentru următorii 4 ani un memorandum de înțelegere cu agenția USAID, care va include asistență și în procesul de descentralizare. Scopul principal este de a conlucra cu autoritățile publice locale, în special cu membrii Consiliului Local, cu personalul din primăria orașului Drochia, de a susține acele inițiative pentru a fi implementate în orașul Drochia ce țin de descentralizare. Deci acum, mai bine de 2 luni, a fost aprobată strategia privind descentralizare și asta, în primul rând, înseamnă mai multe responsabilități, mai multe competențe care trec de la nivelul central la nivelul local. Și ca să facem față acestor procese, este nevoie ca autoritățile publice locale să-și crească competențele și capacitățile de a implementa aceste acțiuni în teren, în beneficiu cetățenilor. Până la urmă, cum deja am menționat, cine mai bine decât oamenii de aici, din Drochia, știu care sunt principalele lor probleme. Și cu susținerea experților, atât locali cât și internaționali, vom asista la acest proces orașul Drochia. Orașul Drochia a fost selectat în baza unui studiu. Proiectul vine să asiste autoritățile locale în planificarea și punerea în aplicare a politicilor care să asigure buna guvernare, dezvoltarea capacității locale de a face față responsabilităților ce țin de descentralizare, să fortifice capacitățile administrației publice locale și a prestărilor de servicii în scopul asigurării unor servicii publice calitative, îmbunătățirii practicilor privind procesul
accesul bugetar și managementul finanțelor publice locale, eficientizării consumului de resurse energetice și crearea de oportunități durabile în domeniul eficienței energetice. Azi s-a asistat la semnarea memorandumului de colaborare între USAID, susținut de Guvernul Statelor Unite și Primărie orașului Drochia, referitor la proiectul de susținere a autorităților publice locale din Moldova. Adică am semnat un memorandum în care am spus o parte din idei, o parte din, cum să spun mai corect, din obiective care ar trebui a fi executate pe îndeplinite teritoriul orașului, cum ar fi susținerea autorităților publice locale în vederea îmbunătățirea serviciilor oferite de primărie orașului și a doua parte este partea financiară, adică atragerea investițiilor în oraș. La eveniment au participat circa 70 de reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, prestatori de servicii publice din regiune, donatori, societatea civilă și mass media. Proiectul de susținere a autorităților locale din Moldova va fi realizat în 32 de raioane ale țării. În prima etapă au fost selectate 12 orașe. Înainte de lansarea la Drochia, proiectul a startat deja în orașele Șoldănești și Ialoveni. Procurorii din Rezina au expediat în judecată dosarul penal privind vandalizarea și jefuirea sediului televiziunii Elita, care emite în 5 raioane ale țării. Tânărul învinuit de comiterea furtului și-a recunoscut parțial vina în fața instanței. Da, parțial. Recunosc parțial. 3 carduri, 1 la 1. Instanța a audiat martorii și partea vătămată. Administrația Elita TV consideră că tânărul singur nu ar fi putut fizic să scoată din sediul televiziunii tot echipamentul care a fost sustras și să vandalizeze sediul. Deși a fost citat în instanță, nu s-a prezentat unul dintre cei mai importanți martori, persoana care ar fi cumpărat în ziua comiterei infracțiunii bunurile furate de la televiziune. Potrivit procurorilor, acesta va fi adus forțat la ședința judecătorească de joi. Astăzi a început cercetarea judecătorească, a fost examinate probele din partea prezentate din partea acuzării, adică din partea procuraturii Răunului Zina. Au fost audiate părțile vătămate, martorii, careva martori nu s-au prezentat, dar urmează a fi adus și silit motivul nefiind cunoscând din ce motiv nu s-au prezentat astăzi. Ședința a fost amânată pentru data de mâine. Vor fi iar prelungit cercetarea judecătorească, după care vor urma dezbaterile judecătorești și pronunțarea sentinței. Amintim că sediul televiziunii Elita TV a fost jefuit și vandalizat în noaptea de 8 aprilie curent. Asta după ce jurnaliștii postului au reflectat mai multe nereguli semnalate de procurori în cheltuirea banilor publici. În aceeași perioadă, administrația televiziunii s-a opus insistent încercărilor de a prelua rețeaua aici, membru fondator al cărei este și Elita TV. Postul Elita TV activează pe piața audiovizuală timp de 20 de ani și emite în 5 raioane ale Republicii Moldova. Aleșii locali din raionul Cimișlia pregătesc instituțiile bugetare către sezonul rece, acum în luna lui cuptor. Asta după ce autoritățile au stabilit că nu toate primăriile au desemnat comisiile responsabile de pregătirea școlilor și grădinițelor pentru următorul sezon de iarnă. Noi am trecut prin primării, prin instituțiile educaționale, am văzut că lucrările mărgă, dar când ne-am interesat, s-au discutat întrebările respective la ședințele consiliilor locale, sunt create comisii, sunt responsabili, termeni. Cu păreri de rău, am observat că în unele localități lucrul respectiv nu s-a făcut. Potrivit vicepreședintelui raionului, peste 20 de instituții din raion, inclusiv 8 școli și 4 grădinițe, necesită reparația acoperișurilor. Peste 40 de instituții au nevoie de schimbarea geamurilor, iar la 4 școli și 8 grădinițe, schimbarea țevelor și cazanelor de termoficare. În aceste activități necesită implicate primăriile localităților. Am decis că această întrebare se treacă în două etape.
Prima etapă post-pregătitoare, cum merge pregătirea, ce trebuie să de făcut, ce trebuie să de mai pregătit până la conferința profesională care va fi în august și apoi, de pildă, la undeva în luna septembrie, noi ne întoarcem iară la întrebarea aceasta, de a concret ce a fost făcut, ce se face și ce trebuie să de întreprins ca sezonul anului rece 2012-2013 să treacă la nivel să nu stăie copiii în frig și în grădiniți și în școli. O problemă aparte în contextul pregătirii pentru perioada rece a anului revine centrelor comunitare. Aproape la toate instituțiile de cultură curg acoperișurile și nu se încălzesc pe timpul de iarnă. Sunt lăcașele de cultură care sunt într-o situație disastruoasă, care necesită sume enorme de bani pentru a fi reparate. Și a doilea problemă este pregătirea cadrelor. Consiliul Raional a alocat 50.000 din sursele financiare și s-a reparat acoperișul la Casa de Cultură din Ialcujeni. Nu în zadar, șeful secției cultură a tras atenția că lasă de dorit acoperișurile. Credem pe viitor că o să ne bazăm în toate satele, în toate localitățile pe faptul acesta și vom repara acoperișurile, mai ales în satul Marefel. Consilierii intenționează să revină la examinarea chestiunii și în luna septembrie. Performanțele sportivilor din Suruca, problemele și perspectivele sportului din raion au fost abordate în cadrul unei vizite a ministrului Tineretului și Sportului Ion Cebanu la Suruca. Ministrul a menționat performanțele surucenilor, în special după ce anul trecut în domeniul sportului în raion s-au făcut mai multe investiții, dotarea cu utilaje a sălilor de luptă, finanțarea echipelor de fotbal și basket de către Consiliul Raional, organizarea și desfășurarea 40 de competiții sportive în care au fost antrenați circa 6.500 de elevi. Sportivii surucini au participat activ și la competițiile republicane și internaționale. Aveți aici și o bijuterie foarte frumoasă pe domeniul de tineret. Este vorba de Centrul de Resurse de Tineret Dacia. Eu l-am menționat aici. Este un exemplu pentru multe centre de asemenea fel din Republica Moldova. Conducerea raionului a solicitat ajutorul Ministerului pentru procurarea unei săli sportive polivalente. Este vorba de o sală polivalentă, da, 50-30. Se împachetează, da? Da, și scotem din scaun dacă avem nevoie, scotem tribunele, facem o expoziție, dacă nu punem tribunele, facem întreceri. O sală polivalentă, 50-30. Asta ar fi o olimpiadă, am promovat o hotărâre de guvern prin care am scutit de taxă, apropo, eu asta nu taxă. Am scutit de taxe ceva echipament sportiv și trebuie de uitat pe hotărârea respectivă, eu am să vă fac. Da, o copie sau o trimitere la urmă. Da. Și o să vedeți dacă vă încadrați și apropo, acolo sunt fiecare probă în parte. Sorocenii i-au propus ministrului să soluționeze problema lipsei unui specialist la nivel de țară în domeniul educației fizice. Noi astăzi nu avem specialist în domeniul educației fizice la Ministerul de Învățământ. Victor Păgânu e specialist de fizică. Noi vrem performanță. Noi ne uităm cu ochii la Londra și vedem să fie niște schimbări. Cine monitorizează calitatea activității profesorului de educație fizică în teritoriul Republicii Moldova, instituțiile de învățământ? Informația pe care mi-ați dat-o și am să o transmit mai departe, insistent ca să fie schimbat. Nu numai asta, dar vreau să vă spun că eu insist să avem și cum este olimpiada la istorie, la matematică, la nu știu ce, fie și olimpiada republicană la fizică. Atât conducerea raionului, cât și sportivii din Suruca speră că, în urma întrevederii cu ministru, o parte din probleme își vor găsi soluția. Noi am venit cu propuneri de, în primul rând, ceea ce am inițiat fiind primar a orașului Suruca, ca să fie construit un complex sportiv în oraș, deoarece la ziua de azi este unicul centru raional care nu beneficiază de așa un complex sportiv. Am venit și cu alte propuneri, anume promovarea sportului performant, cu susținere financiară la participarea la competițiile internaționale, europene, mondiale, evident și olimpice, dacă vom avea așa sportivi buni. Întrebările care sunt astăzi discutate la întâlnire sunt întrebări actuale pentru Republica Moldova, pentru sportivii care fac sport de performanță. Întâlnirea data viitoare vom avea și răspunsuri și dăm ca idei, dăm rezolvarea problemelor. Noi așteptăm schimbări principal la noi în Federația Triatlon Forță,
Și la sfârșit anul, Ramu, așteptăm că să fie finanțare la sportiv care stabilit record lumii. Ministrul a dat asigurări că problemele discutate vor fi în mare parte și soluționate. Aici, la Soroca, vreau să spun că sunt aceleași probleme care există practic în toate localitățile din Republica Moldova pe domeniile noastre de tineret și de sport. Mi-aș fi dorit să, și cred că o să vedem aici din discuțiile pe care le-am înțeles, o bază de canotaj pe domeniul de sport, pentru că vă aflați pe malul Nistrului și aici o bază de canotaj și are locul și rostul. Vizita la Soroca a ministrului tineretului și sportului Ion Cebanu face parte din cadrul programului de activitate a guvernului. Un tânăr de 23 de ani a fost împușcat mortal la un game de fostul său șef. Oamenii legii spun că tânărul a decedat în urma a două focuri de armă, una în abdomen și alta în cap, efectuate dintr-un pistol. În noaptea spre sâmbătă 14.07.2012, aproximativ pe la orele 3, am depistat un cadavru în fața blocului situat pe strada HD-14 în orașul Lungheni, microraionul Tinereții. S-a produs două împușcături dintr-un pistol Baikal 442. Potrivit procurorului raionului Lungheni, omorul a avut loc în urma unei cerți iscate între cei doi. Am întreprins unele măsuri cu colaboratorii de poliție. Până la urmă am stabilit că cetățeanul în cauză lucrau la o stație de reparare a mașinilor auto. Ulterior a avut unele neplăceri la această instituție, s-a eliberat din funcție, având unele neînțelegeri cu șeful acestei instituții. Eduard Florea a mai declarat că autorul omorului este reținut. Pe numele acestuia a fost emis un mandat de arestare pentru 30 de zile. Ca urmare a investigațiilor efectuate, reținutul a declarat că a fost atacat de victimă și că s-a apărat cu arma din dotare, pentru care încă nu se știe cu exactitate dacă avea permis de portarmă. La moment nu am stabilit că îl are la mână legal, dar dumnealui a indicat că deci a trecut cursurile pentru a primi permisul de port armă și trebuia să meargă deci zilele trecute ca să-și primească permisul de port armă. Deci sunt unele momente care e necesar de a le investiga. La moment, procurorii cercetează cazul pentru a stabili dacă omorul a fost intenționat sau a fost o măsură de autoapărare. În primul rând este versiunea înaintată de către învinuit, alta și respectiv arestatul, care neagă un omor intenționat, axându-se mai mult pe o stare de legitimă apărare. Noi urmează să verificăm multiaspectual cele invocate de el, adică circunstanțele în care a ieșit din casă, circunstanțele în care s-a întâlnit, necesitatea și, numai puțin important, necesitatea efectuării primei împușcături și respectiv acele de-a doua trageri din arma de foc. Pe acest caz a fost intentat dosar penal pentru omor. Dacă va fi găsit vinovat, reținutul riscă o pedeapsă cu închisoare de la 8 la 15 ani. Doi tineri au decedat și alte două persoane se află în stare gravă la spital în urma unui grav accident rutier produs marți seara la Ungheni. La doar câteva zile de la intrarea în vigoare a Strategiei Naționale de Descentralizare, autoritățile din Drochia și Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională au semnat pentru următorii 4 ani un memorandum de înțelegere care va asigura asistență în procesul de descentralizare. Procurorii din Rezina au expediat în judecată dosarul penal privind vandalizarea și jefuirea sediului televiziunii Elita, care emite în 5 raioane ale țării. Tânărul învinuit de comiterea furtului și-a recunoscut însă parțial vina în fața instanței. Aleșii locali din raionul Cimișlia pregătesc instituțiile bugetare către sezonul rece, acum în luna lui cuptor. Asta după ce autoritățile au stabilit că nu toate primăriile au desemnat comisiile responsabile de pregătirea școlilor,